Scene revoltătoare vin din Italia. Doi români stabiliți în regiunea Lombardia au stârnit un val de indignare după ce au bătut un tânăr cu dizabilități. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Pe filmare se vede cum îl împing și îl lovesc, în plus îi strică și bicicleta. Acum oamenii din zonă se oferă să-l ajute cu bani pe băiat. Încurajat de cetățeni, băiatul a depus deja o plângere la poliție. Din primele informații, victima nu se află la primul conflict cu cei doi bătăuși.